Mehedințiul este un șantier în lucru. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, alături de deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, primarul comunei Malovăț, Michescu Ion, și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, au făcut o vizită pe șantierul obiectivului de investiții al drumului județean 670 Malovăț-Marga, un proiect implementat de Consiliul Județean Mehedinți. Zilele acestea se toarnă ultimul strat de asfalt pe tronsonul dintre Malovăț și Bobaița, după care se vor realiza marcajele și se vor monta indicatoarele rutiere. Lucrările sunt pe ultima sută de metri, astfel că în scurt timp se va realiza recepția. Acesta este cel mai important drum către zona de nord a județului Mehedinți, a cărui reabilitare va fi finalizată anul acesta, urmând ca apoi să se termine lucrările și pe porțiunea din continuarea acestui tronson, Marga Cireșu, unde sunt de asemenea avansate. Drumul face legătura municipiului Drobeta-Turnu-Severin cu localitățile Balta, Isverna, Pănoarele și chiar Baia de Aramă și traversează comunele Malovăț, Bâlvănești, Godeanu, locuitorii din aceste zone fiind beneficiarii direcției investiției. Datorită implicării și profesionalismului președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, mehedințenii din toate colțurile județului pot circula pe șosele moderne în siguranță. Zone în care oamenii nici nu visau vreodată că vor avea asfalt, beneficiază în prezent de străzi și alei la standarde europene. Acum 5-6 ani de zile mi-era groază să urc către Izverna, către Ponoare pe acest drum din cauza faptului că era extrem de deteriorat și an de an Consiliul Județean Mehedinți cheltuia o sumă semnificativă pentru a face reparații, pentru a plomba acest asfalt sau a pune covoare asfaltice. Tocmai de aceea am luat decizia să obținem finanțare europeană pentru a reabilita acest drum. Am reușit. Iată că după aproape 2 ani de zile drumul este gata și când spun că este gata am în vedere faptul că în cursul zilei de mâine se va turna pe ultima porțiune, al doilea strat de asfalt și după aceea urmează să se termine și montarea indicatoarelor rutiere, realizarea marcajului pe acest drum, astfel încât, așa cum spuneam, la 1 octombrie să fim gata, cel mai târziu să facem recepția acestui drum. Este un drum deosebit de important pentru zona de nord a județului nostru, în condițiile în care numărul turiștilor crește de la an la an, turiști care se duc către Izverna, Ponoare, Balta, Godeanu, Baia de Aramă. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, un om implicat în activitatea sa, a vorbit despre importanța asfaltării acestui drum pentru cetățenii care se deplasează periodic, dar și pentru turismul din zonă. Cu drag am venit și astăzi aici să vedem evoluția lucrărilor, pentru că drumul de la Malovăț la Marga se apropie de sfârșit. Sunt 22 de kilometri care la ora actuală arată impecabil. Mai avem un pic și o să trebuiască să facem recepția. Vreau să vă spun că în ultimele câteva luni s-a observat vizibil și nu neapărat de noi, cei care ne ocupăm de rețeaua de drumuri în județul Mehedinți și de cei care tranzitează județul sau cei care merg la serviciu în fiecare zi pe acest drum, se vede o creștere mare a traficului și noi ne bucurăm că am intuit necesitatea acestui drum, iar domnul președinte s-a hotărât să îl financeze pe fonduri europene și cu ajutor de la Consiliul Județean. Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, a fost prezent astăzi pe șantier, fiind preocupat în permanență de nevoile mehedințenilor și de locul în care ei locuiesc. Din funcția pe care o ocupă, acesta reprezintă județul nostru cu succes și depune toate eforturile pentru binele oamenilor. Astăzi suntem pe un alt obiectiv de investiții al Consiliului Județean Mehedinți, un drum care, cred că, din câte știu și informații pe care le dețin, sumăm peste 300 km de drum reabilitat în județul Mehedinți, din totalul de peste 700 km. Este o altă investiție necesară județului nostru, este practic poarta de intrare în zona de nord a județului Mehedinți. Este un drum bine realizat, așa după cum se vede, într-un timp destul de scurt și nu putem decât să felicităm instituția Consiliului Județean Mehedinți, pe cum și pe domnul președinte Aladin Georgescu, împreună cu echipa de implementare care au dus la
bun sfârșit și la realizarea acestui proiect. Primarul Michescu Ion este unul dintre cei mai performanți primari ai județului Mehedinți, care a reușit de-a lungul timpului să îmbunătățească considerabil nivelul de trai al cetățenilor pe care îi reprezintă. Acesta a fost astăzi prezent pe șantier alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți Radin Georgescu, de deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă și de vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionica Negru, fiind un proiect benefic pentru comunitatea pe care o conduce. Se închide, se spune așa, un drum care face un inel între Malovăț, Baia de Aramă, Florești și înapoi Malovăț. Face zona să fie mai atractivă, zona de munte a județului Mehedinți și nu numai, pentru că acest drum, segmentul de drum care a fost reabilitat, era într-o stare deplorabilă, iar cetățenii riverani acestui drum din comunele Malovăț, Bâlvănești și Godeanu făceau slalom printre gropile de pe drum. Iată că promisiunea domnului președinte Radin Georgescu e aproape să se finalizeze și oamenii vor avea un covor asfaltic nou și nu numai, și au parte și de rigole betonate, precum și pe anumite părți, segmente întregi de drum care au fost consolidate. În cadrul investiției, pe lângă asfaltarea celor 21,350 de kilometri, s-au realizat stații de autobuz, aproape 600 de accese la proprietăți, podețe transversale, rigole carosabile și de acostament, și s-a montat parapet metalic pe o lungime de aproape 5 kilometri.